Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 9. D'Artagnan în lumină. Așa cum bănuiseră Athos și Porthos, D'Artagnan se întoarse după o jumătate de oră. Necunoscutul îi scăpase și de data aceasta, pierind ca prin farmec. După ce cutreierase cu spada în mână toate străzile învecinate, fără a întâlni pe cineva care să semene celui pe care îl căuta, D'Artagnan se hotărâ în cele din urmă să facă ceea ce ar fi trebuit să încerce de la început, și anume să bată la ușa de care se rezemase necunoscutul. Dar zadarnic lovise de 10-12 ori în șir cu ciocănașul de afară că nimeni nu răspunsese. Câțiva vecini care, la auzul zgomotului, ieșiseră în prag sau își scoseseră capul pe geam, îl încredințară că de 6 luni casa aceea, ale cărei ieșiri erau de alminteri toate ferecate, rămăsese pustie. În vreme ce D'Artagnan cutreiera străzile și bătea pe la uși, Aramis ajunsese în urmă pe ceilalți doi prieteni. Întors acasă, D'Artagnan îi găsi pe toți strânși la oaltă. Ei, ce-ai făcut?" întrebară într-un glas cei trei muschetari, văzându-l pe D'Artagnan intrând cu fruntea îmbrobonată de sudoare și cu fața răscolită de mânie. Ce să fac?" izbucni acesta, aruncându-și spada pe pat. Omul acesta e dracul gol, nu altceva. A pierit ca o arătare, ca o umbră, ca o nălucă." Crezi în stafii?" îl întrebă Athos pe Porthos. Eu nu cred decât în ce am văzut cu ochii și cum n-am văzut niciodată stafii, nu cred în ele." Biblia, grăie Aramis, ne poruncește să credem. Duhul lui Samuel s-a arătat lui Saul și m-ar mâhni, Porthos, ca această problemă de credință să fie pusă la îndoială. Orice ar fi, om sau încornorat, ființă sau umbră, închipuire sau adevăr, bărbatul acesta s-a născut ca să mă chinuiască pe mine. Uite că odată cu fuga lui, noi pierdem un prilej strălucit, un prilej de pe urma căruia am fi putut câștiga 100 de pistoli, ba poate și mai mult. Cum așa? Se repeziră Porthos și Aramis. Cât privește pe Athos, credincios veșnicei sale muțenii, se mulțumi să-l întrebe pe D'Artagnan numai din ochi. Planșe, spuse D'Artagnan slugii sale, care tocmai își băga capul prin ușa întredeschisă, încercând să prindă crâmpeie din convorbire. Coboară la gazda mea, domnul Bonacieux, și spune-i să ne trimită o jumătate de duzină de sticle cu vin Beaugency. E vinul care îmi place mie. Ia te uită, ai cumva credit deschis la gazda dumitale? Întrebă Porthos. Da, răspunse D'Artagnan, cu începere de azi și fiți pe pace. Dacă vinul lui e prost, trimitem să ne aducă altul. Când cineva îți dă un deget, nu-i lua toată mâna, îl sfătuie Aramis. Am spus totdeauna că D'Artagnan e cel mai deștept dintre noi patru, zise Athos. După ce își dădu părerea la care D'Artagnan răspunse printr-o plecăciune, Athos se închise iarăși în muțenia lui obișnuită. Și la urma urmei, despre ce e vorba, mă rog? Întrebă Porthos. Așa e, în cuvință Aramis. Împărtășește-ne taina, scumpe prieten, în afară doar dacă cinstea vreunei doamne ar suferi de pe urma destăinuirii dumitale. În cazul acesta e mai bine să păstrezi tăcerea. Fii liniștit, răspunse D'Artagnan, cinstea nimănui nu va avea de suferit din spusele mele. Și începu să povestească prietenilor de a fi la păr cele petrecute între el și gazdă și cum cel care răpise soția prea cinstitei sale gazde era unul și același cu bărbatul care îi dăduse de furcă la hanul Morarul Voios. Cred că ar fi o trebușoară bună, spuse Athos, după ce sorbi din vin, ca un cunoscător dând din cap în semn că îi place. S-ar putea scoate de la acest om cum se cade 50 până la 60 de pistoli, rămâne acum de văzut dacă pentru 50 sau 60 de pistoli facem să punem în primejdie 4 capete. Dar gândiți-vă, se înflăcără D'Artagnan, în povestea aceasta e vorba de o femeie, de o femeie răpită, o femeie amenințată fără îndoială, poate chiar și schingiuită, și toate acestea numai pentru că rămâne credincioasă stăpânei sale. Ia seama, D'Artagnan, ia seama, îl potolea Aramis. Mi se pare că prea te înfierbânți când vorbești de soarta doamnei de Bonacieux. Femeia a fost zămizlită într-o pierzania noastră și de la ea ni se trag toate belelele. La auzul acestei cugetări, Athos încruntă din sprâncene și își mușcă buzele. Nu de doamna Bonacieux sunt eu îngrijorat, urmă D'Artagnan, ci de regină, care e părăsită de rege, prigonită de cardinal și care vede cum cad capetele tuturor prietenilor ei, unul după celălalt.
De ce s-apucă ea să iubească tot ce urâm noi mai mult pe lume? Pe spanioli și pe englezi? Spania e patria ei, răspunse D'Artagnan, și e firesc să iubească pe spanioli, adică pe copiii aceluiași pământ. Cât privește a doua vină pe care o aduci, am auzit că iubește nu pe englezi, ci un englez. Pe legea mea, grăi Athos, trebuie să recunoaștem că englezul acesta are de ce să fie iubit. N-am văzut în viața mea o noblețe mai falnică. Fără să pui la socoteală că se îmbracă și cu gust, ca nimeni altul, adăugă Porthos. Eram la Louvre tocmai în ziua când și-a risipit pe jos mărgăritarele. Am strâns și eu două și le-am vândut cu 10 pistoli bucata. Aramis, dumneata îl cunoști? La fel ca și dumneata, domnule, căci am făcut parte din cei care l-au arestat pe când se afla în parcul din Amiens, unde mă dusese scutierul reginei, domnul de Putange. Eram la seminar pe vremea aceea și toată povestea mi s-a părut îngrozitoare pentru rege. Eu nu m-aș codi, mărturisi D'Artagnan, dacă s-ar întâmpla să știu unde se află acum ducele de Buckingham, să-l iau de mână și să-l duc de-a dreptul la regină, uite așa, numai ca să-l fac pe cardinal să turbeze. Căci adevăratul nostru dușman, singurul dușman și de fiecare clipă, e cardinalul. Dacă am găsit mijlocul să-i jucăm vreo festă grozavă, mi-aș pune bucuros capul în joc. Și, întrebă Athos pe D'Artagnan, negustorul acesta de mărunțișuri ți-a spus că, după părerea reginei, Buckingham a fost chemat aici printr-o înștiințare ticluită? Asta-i teama ei. Stai puțin, se amestecă Aramis. Ce e? Întrebă Porthos. Istorisește mai departe, caut să-mi amintesc unele împrejurări. Acum nu mă îndoiesc, urmă D'Artagnan, că răpirea acestei femei a reginei se leagă de întâmplările despre care vorbim și poate chiar de prezența domnului de Buckingham la Paris. Gasconul acesta e grozav de deștept, se minună Porthos. Și mie îmi place să-l ascult, adăugă Athos, mă prăpădesc după dialectul lui. Domnilor, începu Aramis, ascultați ce vreau să vă spun. Să-l ascultăm pe Aramis, glăsuiră toți trei prietenii. Ieri mă aflam la un doctor în teologie, un învățat, pe care îl consult uneori pentru studiile mele. Athos surâse. Locuiește într-un cartier singuratic, urma Aramis, așa-i place lui, așa-i cere meseria. Și tocmai când ieșeam de la el, deodată Aramis se opri. Hai, spune, îl îndemnară cei de față, tocmai când ieșai de la el? S-ar fi zis că Aramis lupta împotriva lui ca cineva care, în toiul minciunilor, se potignește de o piedică neașteptată. Dar ochii celor trei prieteni rămăseseră piloniți asupra lui. Erau toți numai urechi și ochi și n-ar mai fi putut da înapoi. Doctorul acesta are o nepoată, urma Aramis. Aha, are o nepoată, îi curmă vorba Porthos. Femeie foarte cum se cade, urma Aramis. Cei trei prieteni izbucniră în râs. Dacă râdeți sau dacă îmi puneți la îndoială vorbele, să știți că n-o să mai aflați nimic. Uite, o să credem ca mahomedanii și o să fim muți ca mormintele, îl încredința Athos. Atunci ascultați, urma Aramis. Nepoata aceasta vine uneori să-l vadă pe unchiul său. Ieri, din întâmplare, era și ea acolo odată cu mine, așa că am fost nevoit să o duc până la cupeu. A, nepoata doctorului are un cupeu? Sări Porthos, al cărui cusur, printre altele, era o nestăpânită limbuție, grozavă cunoștința ai prietene. Porthos, îl opri Aramis, ți-am spus de atâtea ori că prea te vâli în toate și că aceasta îți dăunează pe lângă femei. Domnilor, domnilor, îi liniști D'Artagnan, care întrezărea de desubtul acestei întâmplări, luați seama, e ceva serios, să lăsăm gluma deoparte dacă se poate. Haide, Aramis, spune. Deodată, un bărbat înalt, oacheș, părea un gentilom, așa cam ca necunoscutul dumitale D'Artagnan. O fi fost chiar el, spuse acesta. Poate, urma Aramis, se apropie de mine, însoțit de 5 sau 6 inși care îl urmau la vreo 10 pași depărtare și pe tonul cel mai cuvincios din lume îmi spuse, domnule duce. Apoi, întorcându-se spre doamna care mă ținea de braț și dumneavoastră doamnă, cui spune așa, nepoatei doctorului? Mai taci odată, Porthos, îl opri Athos, ești nesuferit. Vă rog, urcați-vă în această caleașcă și fără niciun fel de împotrivire sau de gălăgie. Te-a luat drept Buckingham, zise D'Artagnan. Așa cred și eu, adăugă Aramis. Și pe doamnă? Întrebă Porthos. A luat-o drept regina, răspunse D'Artagnan. Întocmai, în cuvință Aramis,
Gasconul acesta e dracul gol, se minună Athos, nimic nu-i scapă. E drept, îi curmă vorba Porthos, Aramis are statura și ceva din linia frumosului duce. Totuși, eu cred că haina de muschetar... Purtam o pelerină mare de tot, lămuri Aramis. În luna iulie, drace, se minună Porthos, adică doctorului îi era teamă să nu te recunoască cineva? Eu înțeleg, se amestecă Athos, că pe spion l-a putut înșela statura, dar fața... Aveam și o pălărie mare, adăugă Aramis. Dumnezeule, strigă Porthos, ce de ascunzișuri ca să studiez teologia! Domnilor, domnilor, să nu ne pierdem vremea cu trancăneli. Mai bine să ne risipim care încotro și să o căutăm pe nevasta negustorului. Aici e cheia misterului. O femeie dintr-o lume atât de inferioară. Nu crezi, D'Artagnan? Mormăi Porthos, lungindu-și buzele în semn de dispreț. E fina lui de la Port, omul de încredere al reginei. Nu v-am spus-o? Și pe urmă, poate că de data aceasta, majestatea sa și-a căutat din adins un sprijin atât de jos. Cei suspuși se văd prea de departe și cardinalul are vederea ageră. Bine, zise Porthos, dar înainte de orice, hotărăște prețul cu negustorul și vezi, nu lăsa ieftin. Tot una, zise D'Artagnan, dacă nu ne-o plăti el, cred că o să ne plătească destul de bine alții. În clipa aceea, o năvală de pași răsună pe scară, ușa se deschise zgomotos și nefericitul negustor de mărunțișuri dădu buzna în încăpere unde se ținea sfat. Domnilor, le strigă el, scăpați-mă, în numele cerului scăpați-mă, au venit patru oameni ca să mă aresteze, scăpați-mă, scăpați-mă. Porthos și Aramis se ridicară în picioare. Stați, îi opri D'Artagnan, făcându-le semn să bage în teacă spadele scoase pe jumătate. Stați, deocamdată nu-i vorba de vitejie, ci de prudență. Totuși, rosti Porthos, n-o să lăsăm... Lăsați pe D'Artagnan să facă așa cum crede, îi sfătuie Athos. V-am mai spus, e mintea cea mai isteață dintre noi toți și, în ceea ce mă privește, eu mă supun hotărârii lui. Fă cum crezi de cuvință, D'Artagnan. În clipa aceea, patru soldați din gardă se iviră în pragul ușii. Văzând patru muschetari în picioare și cu spada la șold, se codiră să înainteze. Intrați, domnilor, intrați, îi pofti D'Artagnan, vă aflați aici la mine acasă și cu toții suntem slujitorii credincioși ai regelui și ai domnului cardinal. Atunci, domnilor, n-o să vă împotriviți ca să aducem la îndeplinire ordinele pe care le-am primit, întreba acela care părea să fie căpetenia patrulei. Dimpotrivă, domnilor, și la nevoie vă vom da chiar sprijinul nostru. Ce tot spune acolo? Bodogăni Porthos. Taci, nu fi neghiob, îi șopti Athos. Dar mi-a sfăgăduit, mormăi bietul negustor. Nu putem să te scăpăm decât dacă suntem liberi, îi șopti la repezeală D'Artagnan. Dacă am arătat că vrem să te apărăm, ne-ar aresta odată cu dumneata. Totuși, intrați, domnilor, intrați, rosti cu glas tare D'Artagnan, n-am de ce să-l apăr pe dumnealui. L-am văzut azi pentru prima oară și cu ce prilej să vă spună chiar el. A venit să-mi ceară chiria. E adevărat, domnule Bonacieux? Răspunde. E adevărat, adevărat, mărturisi negustorul. Dar domnul nu vă spune că niciun cuvânt despre mine, niciun cuvânt despre prietenii mei și mai ales niciun cuvânt despre regină. Altfel ne pierzi pe toți, fără să-ți scapi pielea. Haide, haide, domnilor, luați-l odată de aici. Și D'Artagnan îl împinse pe negustorul uluit de în mâinile gărzilor ocărându-l. Ești un ticălos, scumpule. Vii, adică să-mi cer bani, mie, unui muschetar, la închisoare cu el. Domnilor, încă o dată, băgați-l la închisoare și țineți-l acolo cât veți putea mai mult ca să am și eu răgat să-i plătesc. Zbirii își ridicară prada fără a ști cum să mai mulțumească. Când s-o coboare scara, D'Artagnan lovi ușor căpetenia pe umăr. Nu vrei să beau în sănătatea dumitale și dumneata în sănătatea mea?" îl îmbie el, umplând două pahare cu vinul de Beaugency, pe care l-avea mulțumită dărniciei domnului Bonacieux. E o mare cinste pentru mine," zise mai marele zbirilor, și primesc bucuros. Deci, în sănătatea dumitale, domnule, cum te numești?" Boarunar." Domnule Boarunar." Și în adumitale, domnul meu, la rândul dumitale, cum te numești? D'Artagnan. În sănătatea dumitale, domnule D'Artagnan. Și mai presus de toate, strigă D'Artagnan, cuprins de înflăcărare, în sănătatea regelui și a cardinalului. Căpetenia zbirilor ar fi putut pune la îndoială sinceritatea lui D'Artagnan dacă vinul ar fi fost prost, dar cum vinul era bun, n-avea de ce șovăi.
Ce fel de măgărie ți s-a mai năzărit?" întrebă Porthos când căpetenia plecase după tovarășii lui și când cei patru prieteni rămaseră din nou singuri. "La naiba, patru muschetari lasă să se aresteze un nenorocit care zbiară după ajutor. Un gentilom să ciocnească paharul cu un călău." "Porthos," rosti Aramis, "Athos ți-a mai spus că ești un nerod. Sunt și eu de aceeași părere. D'Artagnan, ești un om mare. Când vei lua locul domnului de Treville, te rog să mai ai în vedere cu o mănăstire." "Asta e bună. Nu mai înțeleg nimic," urmă Porthos. "Cum adică? Încuviințez ce a făcut D'Artagnan?" "Drace, cred și eu," răspunse Athos. "Nu numai că încuviințez ce a făcut, dar îl și felicit." "Și acum, domnilor," urmă D'Artagnan, fără a se mai osteni să-și lămurească purtarea în fața lui Porthos, "toți pentru unul și unul pentru toți. Ăsta e legământul nostru, așa-i?" "Să vedem," se codi Porthos. "Întinde mâna și jură," îl îndemnară la oaltă Athos și Aramis. Câștigat de pilda celorlalți, bombănind printre dinți, Porthos întinse mâna și toți patru prietenii rostiră într-un glas după D'Artagnan. "Toți pentru unul și unul pentru toți." "Bine, și acum fiecare să se ducă frumușel acasă la el," le spuse D'Artagnan, ca și cum toată viața n-ar fi făcut altceva decât să poruncească altora. "Și luați bine seama, căci începând din clipa aceasta suntem în luptă cu cardinalul."